Și scandalul a apărut în grup și ala de trușeni. Cu vreo săptămână în urmă, Consiliul a fost ședința Consiliului și o ales viceprimar și totodată o ales și un administrator temporar, adică interimar la o întreprindere care cu apă, care se ocupă cu apa pe sat. Ah, ok. Dar și așa mult Și... o întârziet, am și anul să făceam de la alegeri. Păi chiar și, mă tin chiar și anul vreau eu să-l Să-l împlinească. împlinească, fără viceprimar. Și? E armonie, acum e liniște, da? Da, parcă da, dar este o regiune a satului că la o fântână arteziană s-au unit 700 de case. De vreo mai mulți ani, de când încă era primarul, fostul primar încă din primul mandat, de atunci încă oamenii se jălui că nu le ajunge apă, nu le... în loc de 3-400 de case, să dublu, adică 700 de case se unite. Aha, deci nu permite capacitatea. Dar și așa multă apă consumă, nu-i toată borcută, de ce? Sau au și apă bună unii? Regiunea aceea de sat acolo în genere nu e fântâni, nu sunt fântâni. Oho. Și nu, apa e adâncă. Și ei n-au altă alternativă și nu mă consumă numai de asta, să mai duc și pentru de băut, mai aduc la izvoare, mai cumpăr. Dar de spălat, de, mă rog, știi, mai spălat chiar și vesela, de-a mă folosesc de, la, de asta, burcută. Și amuia când a venit viceprimarul ăsta nou-nouț și directorul sau administratorul ăsta interimar s-a apucat să vadă de ce nu e apă, de ce nu le ajunge la oameni apă. Și ei au cineva le-a spus și ei au așa informat că mulți consumă apă pentru că udă gazonul, alții nu știu ce fac, alții, adică și presiunea scade, presiunea și nu le ajung la tăți. Dar și merge să uzi plante cu apa aceea sulfuroasă. Dar pe la Consiliu, ei au ieșit și au discus la, au spus la Consiliu că au depistat că folosesc pentru irigare, da? Da, pentru, chiar Ok. și pentru grădină. Posibil. Și? Și azi dimineață, aseară, adică a apărut un video, primărița a postat un video cum curgea apă de la o doamnă, din o gradă, din basein. Basein, adică piscină, adică chiar adevărată. Dânsa o hotărât să schimbe apa din piscină. Și o pompa de astea, o trebuie pompa periodic, afară. Nu? Da, o pompa afară. Și o hotărât că la ora 1 de noapte, între 1 și 2, să intre la, în gospodărie la om să vadă ce curge apa și e. Oho, ok. O, dar pe un drag cu poliții acasă. Sau cum? Dar nu, singuri. Fără poliție. Asta e violare politic. De domiciliu, e dosar penal. Dar păi eu cu mătăsarul când am intrat și am filmat când garsoniera aceea cu vreo câțiva ani în urmă, acolo era teren public, ei au îngrădit terenul cel an abuziv și era teren public și ne-au deschis dosar penal că e violare de domiciliu, cu toate că acolo încă nici nu locuie nimeni. Exact. Dar aici doamna locuie, adică ei nici nu știut că la dânsa, așa eu mă închipă, ei nici nu știut că la dânsa în ogradă, au avut oaspeți noaptea. Eu văd a doua zi dimineață pe rețele de socializare. Oho. Și au făcut vreo plângere? Am înțeles că vreți să fac plângere la poliție. Și încât tot cu învinovățiri că e consumă prea multă apă. Am văzut cazul a ieșit e cu o explicație. Zic că da, eu achit, eu de acord să veniți să-mi faceți controle pe în astea, că eu într-adevăr prin contor eu cât e taxa, atât achit. Dar par trebui... Primăria ar trebui dar să impună niște taxe mai mari pentru un consum mai mare. De exemplu, să fie un barem, eu știu, 3 cuburi pe lună maxim. Dacă folosești mai mult, să fie dublat, triplat prețul ca să descurajeze da, consumul da. Mult. Dar ei încă n-au așa ceva. Și apelează doar la obrazul omului. Da, dar ei cred că oamenii le citesc lor gândurile la de la primărie. Da. L-a scoat o decizie, l-a scoat oficial tot astea, dar ei îmblă ea ca așa. Chiar oamenii din sat de-am s-au îngrijorat când au văzut cazul ăsta că funcționarii de la primărie și cu la TD Serviciuum, o firmă au ei făcută, municipală, care se ocupă cu apa. De-am s-au îngrijorat că și nu știi la cine au mai fost pe o grăț noaptea, dacă i s-au apucat să îmble pe o grăț noaptea primăria,
Eu chiar azi vin și ne aducem aminte de cum NKVD-ul, când e stalinist, când intrau pe noi, astea numai și ei intrau noaptea, omul își de acasă, dorne, dar ei intrau noaptea, își dădeau buzna. Clar, de ce supărați oamenii. Dar înțeles că primărița a scos postarea aceea, nu mai este, da? O scos-o că s-o dat seama că, dar oamenii au dovedit și o salvat, și video o salvat, cele, adică ca probă, să arăte la poliție, la procuratură, dar asta chiar e dosar penal. O să zic că nu i-au fost, că le-au găsit, că le-au primit prin poștă de la cineva. Da, pstușă cineva le-au vrut. E clar. Deci nu aveți mari bucurii de la noua guvernare. Chiar deloc nu avem astea. Ei au promis multe șmărunte și că e în jumate de an asta, până la toamnă, timp de un an, e că au mai rămas, e în campanie electorală, au promis că ne aduce apă de la Chișinău. De la apă canal. O mai rămas până la toamnă și la toamnă să-mi ducem să o întrebăm unde e apa. Da, dar Chișinău nu-ți dea apă până nu ai asigurat canalizare. Unde scurge apa care îți vine de la Nistru? Oleg, el puțin trebuie să duc să hotărască întrebarea că iau o problemă așa la Deleanu. Acolo s-a vărât cu țava pe pământurile la Durlești, nu știu ce au făcut, pe proprietate privată. 7 milioane de lei au costat și țevele de aproape de 10 ani și de îngropat în pământ. Dar și acolo e teritoriul trușenilor până la șoseaua Poltava, da? Tot cât e da. Dumbrava. Da, e ca până acolo, e ca în spatele la Borș, încă tot e pământul la Tușeni și acolo este o fșâie care e la Durlești. Și când o astea, au trecut pe la Durlești și acolo sunt proprietăți private, pe acolo, mărs, astea, și când la urmă de-am sus, gata, sus, le dai Chișinău apă, să unească robinetul, da, și ai v-ați vărât la oameni în grădină. Dar cu gunoi ăștia v-ați mai lămurit, continuă lumea să ducă acolo, firma ce, unde evacuează gunoi? Amoian parcă e liniște, parcă firma asta parcă nu duce gunoi acolo unde al... Nu îl duc la oraș, acolo eu văd că gata, grămezele la de gunoi. Da, au dispărut grămezele de gunoi, dar iar la oameni au apărut întrebarea, de ce nu se iei tractorul, că au tractor acolo, ăsta de ăsta care împinge. Și de tractorul în apropiere la gunoi și a parcat și la oameni le apare întrebarea, și-al ținii acolo, au iar ceva nu-i curat aici. În plan, da. Da, că ei de mult aveau să-l iei. Cam văzut că și popa era acolo, așa de tare îl interesa pe el gunoi ăștia. Te-ai mai lămurit cu el, te-a alungat, eu... descântat într-o duminică. Nu m-am lămurit, încă mai durează. Cu pandemia asta tot se amână dosarele astea din judecată. E, o să vă lămuriți voi, trăiți în același sat, trebuie să vă înțelegeți. Da, ne-am înțelegi până la urmă, da. Bun, hai, mersi, noroc. La revedere.